Filozoful, astronomul și matematicianul italian Giordano Bruno a sfidat teoriile tradiționale ale vremurilor sale prin susținerea ideii că universul era infinit. Multe dintre teoriile lui Bruno au anticipat științele moderne. Giordano Bruno s-a născut în 1548 în orașul Nola, din apropiere de Napoli. Aici Bruno a studiat științele umaniste, logica și dialectica, argumentare. Bruno s-a alăturat unei mănăstiri dominicane în 1565 și a fost hirotonisit în 1572. Cu toate acestea, Giordano Bruno a abandonat ordinul dominican în 1576, după ce a fost acuzat de erezie, fugind la Roma, Italia, 1576, iar apoi la Geneva, Elveția, 1578. Bruno s-a mutat la Paris în 1581, acolo unde i s-a permis în cele din urmă să predea. Între 1583 și 1585, Giordano Bruno a locuit și în Anglia, mai întâi la Londra, iar mai apoi la Oxford, acolo unde a susținut o serie de prelegeri. În timp ce se afla în Anglia, Bruno a publicat două dintre cele mai importante lucrări ale sale, Despre infinit, univers și lumi, 1584, în care și-a dezvoltat teoriile cosmologice, și Expulzarea fiarei triumfătoare, 1584, o satiră despre superstițiile și viciile contemporane, care a inclus o puternică critică a eticii creștine, mai ales a principiului calvinist al mântuirii numai prin credință. Pentru o mare parte din restul anilor 1580, Giordano Bruno a trăit în Germania, acolo unde a continuat să predea și să scrie. De asemenea, Bruno și-a expus în Germania concepția despre religie, o teorie despre coexistența pașnică a tuturor religiilor, bazată pe înțelegerea reciprocă și discuțiile libere. Respingând astronomia geocentrică tradițională pentru o teorie chiar mai radicală decât cea a lui Copernic, Giordano Bruno a emis ipoteza unui univers infinit și a mai multor lumi. Teoriile sale cosmologice, care anticipau aspecte fundamentale ale concepției moderne în privința universului, au dus la excomunicarea sa de către bisericile romano-catolică, calvinistă și luterană. Bruno s-a întors în Italia în 1591, stabilindu-se la Veneția. În 1592, filozoful a fost arestat și judecat de Inchiziția venețiană, care l-a extradat Inchiziției romane în următorul an. După un proces de 7 ani la Roma, în 17 februarie 1600, Giordano Bruno a fost ars pe rug din ordinul Papei Clement al VIII-lea.